Dragilor, astăzi împreună cu soția mea Nicoleta o să filmăm primul nostru vlog. O să povestim despre cum ne-am cunoscut și cum am creat acest business în domeniul imobiliar. Haideți să începem! Salutare, dragilor! Bine ați venit în primul nostru vlog! Pentru cei care nu ne cunoașteți, sunt Alexandru Manea. Iar eu sunt Nicoleta Manea. Împreună formăm un cuplu de 11 ani, atât în business cât și în viața de zi cu zi. Eu mă întreb, de cine a luat atât de mult timp să facem un vlog? Asta pentru că n-ai vrut tu să apari în fața camerelor. Ei bine, așa este, eu sunt de vină, dar dacă tot ne-am decis să facem treaba asta și ne-a luat atât de mult timp, poate a fost un lucru bun, nu? Am acumulat mai multe informații, mai multe lucruri pe care le putem transmite celor care ne urmăresc. Acum ne raportăm la viața de familie, nu la imobiliare, ok? Da. Bine, și ținând cont de faptul că, tocmai pentru că oamenii nu ne cunosc atât de bine, cred că ar fi bine să le spunem cum ne-am cunoscut noi. Și pentru că tu m-ai abordat pe mine, cred că cel mai bine ar fi să le povestești tu. Bun. Am cunoscut-o într-o zi de joi. Țin minte și acum. Terminam cursul de matematică, dacă nu mă înșel, și am văzut-o la vizere. Era o fată așa frumoasă, la fel ca și acum, cu părul făcut așa bucle, foarte fain. E bine, și mi-a atras foarte mult atenția părul ei. Eram cu un prieten și i-am spus, băi, în timp ce coboram, i-am zis, dacă se uită după mine, mai merg să o cuceresc. Evident, s-a uitat după mine, eu coboram cu colegul meu frumos și mă uit așa în sus să văd dacă se uită după mine. Și ea s-a uitat în jos. În timp ce vorbea la telefon, am urcat imediat sus, l-am lăsat pe colegul meu și am zis, merg să o cuceresc pe această domnișoară. Prin curând, ce te-am întrebat? Cu cine vorbesc la telefon? Nu am vrut să intru peste alte relații, în cazul în care era într-o relație, azi că vorbește cu o prietenă, o colegă de cameră. În perioada aia locuiei în garsonieră. Locuia într-o garsonieră cu o colegă de facultate și atunci am așteptat. Am așteptat, cred că, vreo 30 de minute? Cred că 20, nu, exagerez, 15 exagerez, minute? Nu, cam așa. Tocmai ce ieșisem de la un examen de filologie, eu terminând facultatea de drept, treaba asta mă stresa foarte tare, tocmai pentru că mi se părea la momentul respectiv inutilă materia asta și eram foarte supărată, motiv pentru care am vorbit mai mult la telefon și da, realmente m-a așteptat în jur de 15 minute. O să continui eu povestea, că poate vreți să aflați și de la mine. Mi-a cerut numărul de telefon, i-am zis că ok, dar pentru ce ai avea nevoie? Și am zis, păi vreau să te sun diseară la 6 ca să ieșim la un suc să povestim. În prima fază nu i-am zis că bine, mai degrabă m-a întrebat unde mă duc, i-am spus că mă duc la sala de sport. Și pentru că eram la începutul zilelor de facultate, s-a oferit să-mi arate unde e sala de sport. Lucru făcut, pe drum, bineînțeles că i-am dat numărul de telefon. La 6:00 m-a sunat. La acel moment eram cu mama la mall să-mi cumpăr un laptop. I-am spus că nu putem să ne vedem. Băiat, am rămas în continuare punctual. Așa este, așa este. Ulterior i-am zis că cel mai bine să ne vedem undeva pe la ora 9. Bineînțeles că m-a sunat la 9 fix. Și mai departe, cred că ar fi bine să spui tu. Da, și în momentul în care am cunoscut-o, bineînțeles, mi-am cunoscut și soacra mea. Fii atent. Un lucru extrem de dezamăgitor. În momentul în care m-a sunat să ne vedem, vă dați seama, m-am pregătit, m-am aranjat, credeam că o să ieșim într-un loc foarte fain. Nu credeam că o să spui asta în primul vlog. Mai mult cât eram de curând în București, nu cunoșteam foarte bine locurile și zic, uite, ești și eu cu un băiat care locuiește aici și... În momentul în care a venit, eu, după cum v-a spus și Alex, stăteam într-o garsonieră vis-a-vis de facultate și la momentul respectiv era o benzinărie. În continuare e, doar că s-a schimbat brandul. Și mi-a zis, păi, uite, putem să mergem la cafeneaua de la benzinărie, care e foarte aproape. Lucrul ăsta m-a dezamăgit. Ne-am dus, am băut o cafea, ulterior am stat foarte puțin, vă dați seama ce puteam să facem la cafeneaua de la benzinărie. I-am propus să mergem sus în apartament. Dar haide să spun și varianta neplăcută. Faptul că mi uitasem portofelul în mașină și a trebuit să plătească ea. Deci la prima noastră întâlnire a plătit ea. De atunci m-am recompensat înzecit și credeți-mă, e foarte urât să lași o fată să plătească de la prima întâlnire. Așa e. Drept dovadă, nu mi s-a părut nimic ciudat. De ce? Se mai întâmplă. Aviz celor care o să uite la acest vlog. Plătiți voi. Nu lăsați fetele. De ce? În timp. Credeți-mă, în 11 ani de relație am plătit acea masă de 1 miliard de ori. Exagerat. Ok, revenind, că a sunat ciudat ce v-am spus mai devreme că l-am invitat la mine în apartament, n-a fost așa, eram cu mama la momentul respectiv și i-am spus, Alex, nu vrei să vii să o cunoști și pe mami, dacă tot... Și el s-a panicat și a zis, oh, nu, cum să mă duc dacă e mama ta sus? Și i-am explicat că mami e o tipă extrem de deschisă, din contră, i-ar face plăcere să cunoască un prieten de la facultate.
M-a ascultat în cele din urmă, a urcat și bineînțeles că, nu știu cât ai stat, o oră, a vorbit doar cu maică-mea, a povestit toată viața, a povestit despre mama lui, tatălui, Dumnezeu să-l ierte, care nu mai e acum printre noi. Mi-a povestit de tot felul de lucruri. Cu mine, nu știu, a schimbat 5 cuvinte, ceva de genul acela. Cert este că de, din data la sfârșit feedback-ul, după ceva timp, soacra mea mi-a mărturisit, feedback-ul a fost, băi, un băiat foarte bun, doar că vorbește mult. Da. Vorbește mult rău de tot. Pe vremea aceea vorbea și mai mult decât vorbește acum. Mă rog, una peste alta este că de pe data de 15 ianuarie 2009 formăm un cuplu. Da. Frumos, foarte frumos. Am întâmpinat în acești 11 ani de când ne cunoaștem foarte multe provocări. Și cred că prima provocare a fost să ne mutăm de la din garsoniera ei la mine acasă. Cred că asta a fost prima provocare pentru tine. Da, nu a fost. Eu provin dintr-un oraș mic, satul mare, doar că am locuit întotdeauna la casă, o curte mare, extrem de spațioasă și ideea asta de a mă muta la bloc a fost puțin ciudat, însă la acel moment era și criză. Plăteam, țin minte, pe garsoniera aceea 450 de euro. Motiv pentru care Alex mi-a propus după aproximativ 6 luni să ne mutăm la el acasă, el, mama lui, stând la casă. Nu doar pentru a economisi niște bani, ci în primul rând pentru a putea să ne bucurăm un pic așa de mai multă libertate, să nu stăm într-o cameră. Am făcut treaba asta, am stat o perioadă, nu mai țin minte exact cât, sincer, câteva luni, cred că până la finalul anului am stat sau poate până în primăvară. Nu, până în primăvară următorul an, da. Eu la un moment dat am decis pur și simplu să-i spun lui Alex, eu de mâine vreau să ne mutăm. Dacă vrei să vii cu mine e bine, dacă nu poți să rămâi în continuare acasă. Bineînțeles că a venit cu mine. De atunci am stat în câte locații, Alex? Cred că în două în locații, două? Până ne-am cumpărat prima garsonieră. În două? Da, așa este, în două garsoniere. Eu în prezent, când am mutat la părinții mei, lucram la Philip Morris. Așa este. Eram angajat la Philip Morris. În momentul în care am plecat, înainte, când am plecat, ne-am deschis business-ul imobiliare. Da, la 3 zile da, după. Da. Ideea este că eu încercam să-i spun și cumva să-l stimulez că scopul meu nu este să am lângă mine un bărbat care să lucreze în fabrică. Adică chiar dacă în jobul lui era realmente bun, câștiga ok, avea și o mașină, un leasing, reușea să-și acopere leasingul respectiv, dar... Leasing pe care l-am pierdut. Ok, tot din cauza mea. Ideea este că i-am spus nu odată, ci de mai multe ori că indicat ar fi să plece de acolo. Bineînțeles că se confrunta cu ideea asta că își va pierde mașina, că mama lui spunea de foarte multe ori, vai, dar te-ai chinuit să ajungi acolo, să ai jobul acesta așa cum tu vrei să pleci. Realmente, cred că nivelul meu de educație cumva l-a ajutat să renunțe la jobul ăla, pentru că era un job... Părinții ei fiind antreprenori. Mediocru. Și nu-mi doream treaba asta pentru el, cu atât mai mult cât eu știam încă de pe atunci că e un bărbat cu foarte mult potențial. Și atunci l-am susținut din totdeauna. Motiv pentru care am încercat în jur de vreo 3 business-uri, am făcut foarte multe lucruri. Unele din ele, nu știu dacă... Firma de catering? Cu ce am început? Firma de cruitor? Service auto. Am avut un service auto cu fratele meu, în garaj. După câteva luni de zile, da, după câteva luni de zile am închis. Nu mă pricepeam eu să vopsesc mașini. După aceea ce am mai avut, am avut firmă de croitorie. Da, croitorie, da. Am avut firmă de croitorie, mergeam bine, până să facem asta, am luat niște haine din satul mare și am încercat să le vindem. Aoleu, asta e o amintire foarte, foarte frumoasă. Deci doar ca să facem bani, am luat de la socrul meu niște bani împrumut, am mers într-un second hand în satul mare, am luat marfă de vreo 1000 de euro, pe care am vândut-o în fiecare duminică, mergeam în târg. În autovit și da, o vindeam. Cei care locuiți în București știți ce e acolo. Da, asta făceam și noi la și un moment dat. A fost o perioadă foarte mișto, pentru că prima noastră zi, în prima duminică când am vândut, am făcut da, vreo 960-1000 de lei și eram super fericit. Era o perioadă extrem de grea, pentru că trebuia să ne trezim la, nu mai știu, 4 dimineața, ceva de genul acesta, să aducem toate lucrurile în mașină, ulterior să mergem acolo, să ne aranjăm standul. Țin minte că era foarte frig, aveam un termos așa mare, de vreo 2 litri, da, mof, da, da. Țin minte, ce memorie bună ai, da, ce tare. Așa e. N-a fost ușor, mai ales pentru mine, trebuie să recunosc, însă n-a contat treaba asta. Cel mai mult mi-am dorit a fost să reușim împreună, indiferent prin ce activități a trebuit să facem. Ulterior am făcut,
dacă stau bine să mă gândesc din fiecare activitate pe care am făcut-o la nivelul respectiv, am făcut câțiva lei. Am făcut, da. Ca să spun cred așa. Că nu am făcut niciun business în care să intrăm în nu. Pierdere. Nu, dar că tot ce am făcut nivelul la care noi voiam să ajungem era destul de complicat cu businessul respectiv. Părinții lui Alex în continuare puneau presiune pe el să-și găsească un job, lucru cu care eu în continuare nu eram de acord. Motiv pentru care am decis să plecăm, pentru că chiar dacă mama și tatăl lui Alex ne-au susținut cu ceea ce au putut, doar că ca noi să putem să trecem la următorul nivel, eu așa am considerat că trebuie să ne mutăm de acolo. Motiv pentru care am început să ne căutăm o garsonieră. Am găsit în zona Vitan. Păi stai, până înainte să ne mutăm în garsonieră. Dar înainte să ne mutăm, ni s-a evit oportunitatea să ne deschidem acest business, dar o să las pe Alex să vă povestească că e. Da, era o zi de duminică, vine la mine vărul finului meu, care locuia vis-a-vis de mine. Oare înțelegeți ce vrea să zică? Un tip Sorin. Un tip Sorin, da, ok. E mai simplu așa. Un tip Sorin vine la mine și îmi spune, Alex, am nevoie de tine, vreau să-mi deschid și o firmă. Eu știind atunci că în urmă cu un an de zile aproximativ Nicoleta ne-a deschis firma noastră, s-a ocupat de partea juridică, atunci am zis, ok, bun, cât îți ia un avocat să-ți deschid o firmă? El ceva în jur de 200 de euro. Bine, Nicoleta îți face pentru 100 de euro. Și zic, ce firmă? Ce ai nevoie? Ce trebuie să faci? Păi vreau să-mi deschid o agenție imobiliară, eu în prezent lucrez undeva de vreo 6 luni de zile la un tip și mi-a zis că îmi dă softul, îmi spune ce am de făcut, să-mi închiriez eu un spațiu, să-mi deschid firmă și să mă apuc de imobiliar. Da, eu atunci m-am uitat în codul, în actul constitutiv, da, am luat actul constitutiv din casă. Principale ca să arătăm cam cum ar trebui să arate și actul lui constitutiv. Exact, i-am spus că la activități secundare noi avem agenție imobiliară, adică eu aș putea să autorizez ca și activitate principală și să dau drumul la agenție imobiliară. Eu atunci în momentul ăla mi s-a aprins beculețul și am zis, ok, m-am gândit, aș putea să fac al patrulea business, să vedem dacă mai intră și ăsta în faliment. Pentru că primele trei au intrat în faliment. L-am lăsat câteva zile, a rămas că vorbesc și cu mama lui să facă rost de bani. După vreo două zile, marți, mă sună. Și îmi spune, Alexandru, nu am vești proaste, nu am bani să mai-mi deschid, mama trebuia să ia bani de nu știu unde, nu mai ia suficient de mulți bani. Și am închis povestea. Și atunci eu i-am spus, hai să ne vedem la o cafea. Hai să ne luăm o cafea să vedem, să discutăm, să-mi spui tu mai multe despre acest business. Ne-am văzut la o cafea, eu i-am spus că dacă vin eu cu banii și el vine cu know-how, ne asociem și facem o echipă. El a spus da, perfect. Atunci am sunat pe soacra mea, muncea în Paris pe vremea aia, da. Și am zis perfect. Haide să... Am uitat să menționăm că toate businessurile pe care le-am încercat au fost susținute de către mama mea. Da, pe această cale mulțumesc și acum de... O duce la fel de bine ca și noi și e la fel de fericită ca și noi. Da, bun. Locuiește cu noi și are grijă de Anastasia acum. Da, și am zis ok, hai, câți bani am nevoie? Pe undeva la vreo 3.000 de euro. Bun, 3.000 de euro, se rezolvă, iau spațiu. Am luat garsonieră, am luat următoarea zi, am mers la un soft, am luat un soft de imobiliare, n-o să dau numele, și ne-a învățat cum să promovăm proprietăți, de unde să le luăm și unde să le promovăm. Era vineri, am promovat undeva la 100 de proprietăți, 100 de proprietăți și a trebuit să începem activitatea. Sâmbătă a sunat primii doi clienți, el mi-a spus că începe activitatea de luni, a zis că băi, eu nu lucrez. Aici vreau să spun care era cea mai mare temere a lui Alex, el spunea, oare să ne sune telefonul? De atunci a sunat neîncetat, dar pentru activitate în care efectiv nu știi de niciunele. Eu realmente n-am putut să-l ajut atât de mult cât mi-aș fi dorit, pentru că încă eram la facultate. Dar nu mai știu ce an eram. Cred că ultimul an sau anul 3, cred. Anul 3, cred. Dar am încercat să-l susțin fiind de acord să-și desfășoare activitatea în apartament, în garsoniera în care și locuiam. Da. Așa încât la 7 dimineața... Zile, la 7 dimineața ne trezeam, făceam stil birou și ne apucam de... Asta pentru că aveam o canapea extrem de mică. Cred că avea 1 pe 4, nu? Și a fost prima, 2, cred că da, era 1,40 pe 2 metri. Da, 1,40, era foarte îngustă. Foarte mică. A fost cel mai mic pat între ghilimele de când ne-am mutat noi singuri. Da, exact. Și a fost prima garsonieră pe care am văzut-o în zona Vitan. Și am zis, asta e ideal pentru birou, pentru că noi trebuie să împărțim. Asta pentru că era a unei doamne proprietar, țin minte, Gabriela se numește, da, avocat, și a desfășurat activitatea acolo. Așa încât era mai degrabă amenajată pentru birou, clar. Da, pentru birou. Așa încât se potrivea foarte bine pentru mica noastră agenție imobiliară. Și sâmbătă, după ce am promovat vineri toată ziua, sâmbătă au sunat doi clienți, din cei doi unul mi-a răspuns la telefon
și am mers și am făcut primul meu contract, eram super fericit, deci am și plâns atunci de fericire, pentru că m-am dus, era o închiriere de 170 de euro, țin minte și acum, la Dristor 2. Bine, vă zic eu de ce a plâns, că a plâns mai mult pentru că a făcut o comparație cumva. Noi când ne-am mutat aveam doar 500 de euro, a trebuit să plătim o lună plus o lună. Da, asta am uitat să spun. Da, exact. Mi-am amintit eu acum. Am plătit doar 400 de euro proprietare, 100 de euro ne-am păstrat pentru noi, pentru cheltuieli. Și Alex a zis, măi, mai trebuie să facem ceva ca să facem rost de bani, pentru că sunt mult prea puțin 100 de euro. Și eu mi-am vândut un, aveam păstrat un aparat de sudură în argon. De pe vremea de când aveam noi serviciu. De 700 de lei și l-am vândut exact următoarea zi după ce am închiriat, după ce ne-am închiriat garsoniera. Și de banii aia ne-am umplut frigiderul, pe românește. Atunci în momentul ăla mi-am dat seama că e meseria visurilor mele. Nu o să schimb niciodată această meserie, o iubeam din suflet, pentru că gândiți-vă că o săptămână înainte îi promisesem soției mele, prietenei mele de atunci, Nicoleta, da. I-am promis că indiferent câte joburi o să-mi iau, eu tot voi face mai mulți bani decât ea. Ea atunci era studentă la drept. Da, eram studentă la drept și țelul meu suprem era să devin magistrat. Încă oscilam între a fi judecător sau procuror, dar... Bineînțeles că cu toții știam la momentul respectiv că într-o astfel de funcție se câștigă destul de mulți bani, însă Alex a spus, băi, un bărbat, pentru asta ai făcut, să câștige mai mult decât soția lui, punct. Erau două variante. Dacă nu deschideam acest business, eram livrator, cred că undeva pe 1500 de lei, livrator de pizza. Și probabil eram și găsuță amândoi. Da, exact. Mă rog, ideea este că Sorin a stat cu Alex o anumită perioadă, nu mai știu, cred că trei luni de zile, timp în care noi am făcut câteva mii de euro împreună. Da, așa a strâns și el niște bani și a decis să o ia pe cont propriu. Pentru că un lucru important pe care nu l-am spus e că el, în momentul în care ne-am pus la masă și am negociat business-ul împreună, el mi-a spus din prima zi că o să stea cu mine până când o să fac câteva mii să-și deschidă și el, că asta e visul lui, să fie singur. Da. Nu mi-a picat foarte bine atunci, pentru că eu nu știam nimic despre business-ul ăsta și credeam că după 2-3 luni de zi când o să mă lase, o să închid și eu business-ul, dar am zis ok, dacă facem niște bani, mergem împreună și asta e. Eu după 11 ani, după 9 ani de business, am ajuns la nivel cu, nu știu, avem undeva la peste 40 de agenți și o cifră de afaceri de peste 6-700 de mii de euro pe an. Și el, din păcate, s-a retras. Pentru că imediat după ce el s-a despărțit de mine, da, eu mi-am angajat prima dată primii doi agenți. Asta vreau să spun, că ceea ce l-a ajutat pe Alex comparativ sau pe noi comparativ cu Sorin, care din păcate, într-adevăr, business-ul e mult spus învățat, că nu l-a învățat Alex de la el. Pur și simplu i s-a potrivit, punct, și a muncit foarte, foarte mult. Dar cumva este inițiatorul și atunci n-a fost ușor pentru noi să pornim la un drum pe care nu-l cunoșteam. Dar întotdeauna a plecat cu țeluri cât mai înalte, cât mai mari. Motiv pentru care în momentul în care Sorin a decis să plece, a zis ok, gata, ne angajăm alți doi oameni. Lucruri pe care l-am făcut, doar că și nu atunci am... Și atunci Nicoleta nu prea a fost de acord, pentru că eu trebuia să aduc doi oameni străini la noi în garsoniera unde locuiam. Da, am zis că totuși e deplasat și că cel mai potrivit ar fi dacă urmează să trecem la următorul stadiu, adică inițiativa îmi aparține. Am căutat un birou, mă rog, mult spus birou. Era o cameră într-un cămin de nefamiliști pe timpuri, acum era o cameră pe la zona 1 decembrie. Unde plăteam 100 de euro pe garsonieră. Deci primul nostru... Era o cameră de vreo 20 de metri, oare? Da. Ceva de genul acesta, unde am pus, țin minte, birourile în formă de U, de jur împrejur, în așa fel încât să ne încapă cât mai mulți oameni. Și am început să recrutăm. La un moment dat ajunsesem să mai închiriem încă o cameră. Aveam undeva la 14 oameni, adică... Deci noi dintotdeauna am avut așa, am fost și mulți. Cheltuielile minime, am avut cheltuieli minime, dar întotdeauna mi-am dorit să fiu înconjurat de o echipă de oameni. Așa. Mi-am dat seama că cheia succesului în meseria asta de agent imobiliar e să fii într-o echipă, să fii cu mulți oameni de jur împrejur tău, pentru că ai foarte multe zile în care ai dai kicks, în care îți primești nu-uri. În afară de asta, Alex, țin să menționez că dacă nu eram într-o echipă, nu făceam prima vânzare, pentru că real nu Alex a făcut prima vânzare, ci un coleg de-al nostru care pur și simplu a zis, Alex, ok, noi punem un chirier, dar eu văd că sunt și apartamente la vânzare, nu vrei să punem și așa ceva? Exact. Și a zis, ok, hai, fie, promovează. Și a făcut prima vânzare, am făcut-o în echipă cu Alex. Da. O garsonieră pe Meșterul Manole, undeva de la 54 de mii, am vândut-o la 52 de mii. A fost primul nostru deal, cred că prima vânzare după un an și ceva, da, în care noi făceam așa doar închiriere.
așa am pornit, la fel ne-am învățat și echipa să începem cu pași mici, tocmai pentru a fi pregătiți în anumite situații. Dar revenind la biroul nostru, ulterior ne-am dat seama că spațiul ăla e mic, nu e zona noastră neapărat de interes, sunt foarte multe zone bune din sectorul 3, motiv pentru care am decis să deschidem, să închidem biroul acesta și să mergem un pic mai aproape. Ne-am dus la Baba Novac, dacă nu mă înșel, într-un apartament cu două camere. Exact, locația era foarte era bună. La parter, da. Era foarte bună locația respectivă, doar că am stat acolo, n-aș ști să spun cât, dar cred că am stat un an, oare? Nu, cred că am stat mai puțin de un an, 7-8 luni de zile. Ne-am dat seama că parcă nu am vrea să locuim într-un bloc unde dimineața mirosea o prăjite, la da. Nu ne plăcea să avem business un bloc de locuințe. Și atunci am închiriat un spațiu, 150 de metri pătrați, în zona Brâncoveanu, și am investit, cred că, undeva la 10.000 de euro spațiul ăla. Ne-am pregătit birouri pentru vreo 34 de agenți. Adică a fost primul nostru birou cu adevărat, pentru că era poziționat într-o clădire de birouri, într-adevăr, pentru zona respectivă. Pentru zona respectivă era ok, în continuare e o clădire drăguță. Chiar am zis că dacă o să mă am drum pe acolo, chiar o să trec să văd ce se mai întâmplă cu clădirea respectivă. Un proprietar foarte fain, Cătălin se numea, care a fost întotdeauna foarte deschis cu noi. Și plăteam 350 de euro, adică am crescut de la 100 la 200 și după aceea am ajuns la 350 de euro. Dar în momentul în care ne-a dat vestea că va trebui să mai dăm 50 de euro în plus, mai ții minte? Da, mi s-a părut foarte mult. La 400 de euro. Într-adevăr, acolo am început într-adevăr să învățăm ce înseamnă vânzările. Pe vremea aceea a venit și mama mea din Franța la insistențele fratelui meu și convingerea lui Alex că are ce să facă aici. Așa că ea a fost printre primii noștri vânzători da. Din cadrul aveam companiei. 3-4 da, care se ocupau exclusiv de vânzări agent. Și ceilalți de închirieri. Țin minte că la un moment dat ne angajasem un manager, Bogdan, în caz că ne vede, îl salutăm. Da. Și care se ocupa de toată echipa de închirieri, îi lua pe teren, foarte talentat, da. Și extrem de muncitor. Și am reușit să facem într-o lună 10.000 de euro în casări, a fost wow. Ulterior am schimbat din nou biroul. În primul rând, de ce l-am schimbat? La acel moment era o modă, dacă aș putea să spun așa. Da, să ai birou în centru și asta noi am crezut că dacă ne schimbăm biroul și ne mutăm în centru, da, o să avem majoritatea, toți agenții o să apeleze la noi. Da, bullshit, sau calitatea lor o să fie diferită. Realmente despre asta este vorba. Nu s-a întâmplat treaba asta, ne-am mutat la Unirii. Am stat și acolo o perioadă. Un an și ceva. Am avut 3 camere. Dar extinderea noastră a fost extrem de puternică, așa încât ne-am umplut, n-am mai încăput deloc acolo. Sorin este agentul care a trecut prin două birouri, așa? Două și Brâncoveanu și Unirii și acum Icoane, unde avem și în prezent biroul. Sorin fiind Sorin, un alt Sorin, fiind da, unul dintre cei mai vechi colegi acum care, și pe această cale. Care lucrează la noi în ANG. Așa e. De fapt, Sorin e prietenul meu cel mai bun, Sorin e parte așa din familie. Adică despre ce vorbim, e unul dintre cei mai vechi oameni și bine, deja și e Cristian cel care ne filmează acum la fel. Da, Cristian s-a strâmbat, băi. A fost un pic supărat că am zis asta. Nu, dar bine, ei știu destul de ei știu foarte bine că noi îi tratăm ca și membri ai familiei. Adică așa este. Cred că asta e cheia succesului, dacă poți să trecem mai târziu și la treaba asta, pentru că noi ne aflăm aici de fapt cu un alt scop. Am povestit acum cumva ascensiunea noastră, ca să vedeți de unde am pornit. De la închirieri mici. Da. Și mai mici, puțin. De la dar Unirii, în fiecare zi. Hai să închei, Alex, te rog. De la Unirii ne-am mutat la Icoane și am rămas aici, într-un birou de 170 de metri. 170 de metri, împărțit cumva în două, foarte frumos, l-am făcut noi fain. Cei mai mulți oameni pe care noi am avut aici au fost acum 2 ani, 70 de oameni, atât de mulți am fost în birou încât voiam să mai avem încă un spațiu sus și l-am pus și pe acela de sus, așa de 40 este. De metri. În acest moment suntem 40, ne oprim aici cu ascensiunea, acum vreau să punctăm alte lucruri pe care cred că cei care o să se uite la vlogul nostru sunt cumva, adică eu aș fi interesată să aflu lucrurile astea. Cum am reușit noi, sau hai să te întreb pe tine, din perspectiva unui bărbat, de ce crezi că un bărbat care, indiferent în ce lucrează, să zicem că decide să își abandoneze jobul, indiferent care ar fi acela, și ar decide să facă un business, dar ar întreba-o pe soția lui dacă i-ar fi de acord să-și facă, indiferent ce, nu știu, să vândă măsline, orice, irelevant, nu contează.
Dar de ce crezi tu că e bine să lucrezi în familie? Cu soția, în primul rând. Păi, am un singur exemplu să-ți dau aici, Nico. Spune. Primești foarte multe, ai foarte, în domeniul ăsta, în business-ul ăsta, ai foarte puține zile în care ai succes. În zilele în care nu ai succes, trebuie să ai un număr pe care să plângi. Lumea a ieșit, bine, da. Am pierdut deal-ul. Ok, da, Alex, dar poate să facă și... lucrul ăsta și acasă. Nu da, trebuie da, dacă să lucrezi împreună. Da, persoana trebuie să te înțeleagă, trebuie să te sprijine, trebuie să te susțină. Adică dacă nu primești susținere și dacă ajungi acasă și soția spune, e o prostie business-ul în care lucrezi. Mai ales că gândiți-vă că mama nu a fost de acord cu acest business. A zis, ce business e ăsta în care tu lucrezi pe comision? Tu nu ai carte de muncă, n-ai contract de muncă, tu nu o să faci bani, bla, 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 bla. Bine, ok, dar am înțeles asta. Dacă soția are un job foarte fain, uite cum eu m-am pregătit pentru drept, apropo că nu am terminat să vă spun, am terminat dreptul, am dat și la magistratură, din păcate nu m-am încadrat pe numărul de locuri și mi-am dat seama că poate nu e să fiu eu acolo, motiv pentru care am decis să mă alătur echipei lui Alex ca să ne ocupăm împreună așa cum trebuie de business-ul ăsta. Asta ca paranteză. Revenind la ceea ce te-am întrebat mai devreme, ce facem în situația în care soția are un job foarte bine plătit sau e foarte bun în ceea ce face? De exemplu, e medic, poate chiar magistrat. Cum? Și nu are joburile respective, are un job normal, clasic, unde o convingi. Nu e trebuie să o convingi. Cum te-am convins eu pe tine? Cum m-ai convins? Da, datorită faptului că am avut succes, am avut o echipă pe care am format-o și mi-am dorit expansiune. Nu puteam să am expansiune fără un membru apropiat din familie. Ok, și care ar fi dezavantajele? Poate sunt și dezavantaje. Mai sunt anumite persoane care spun, dar nu vă plictisiți să stați atât de mult timp împreună, nu vă certați, nu aveți discuții în contradictoriu. La un moment dat m-a întrebat pe mine cineva, cum reușim și acasă, și la birou, și în vacanțe, și tot timpul să fim împreună. Să le spun de regulă de 5 minute? Poți să le spui că e bine de implementat. Noi avem o regulă de 5 minute, indiferent care din noi se supără. Noi nu ne certăm, dar ne contrazicem, asta pentru că suntem aceeași zodie, berbeci amândoi și... Și ne mai împungem așa câteodată. Da. Și de fiecare dată trebuie să dureze 5 minute maxim. După 5 minute, persoana care a fost supărată, nu mai e supărată, zâmbește și e foarte fericită. Exact. Și... Le ținem de chestia asta la modul cel mai serios, fără să facem glume. De 11 ani am implementat această procedură de care ne ținem și funcționează. Așa că e normal în toate cuplurile, în toate familiile mai sunt anumite discuții în contradictoriu, dar nu e cazul să le ducem la extreme. Revenind la business-ul nostru, de asemenea ai spus pentru cei care se uită la noi că tu ai lucrat sau lucrezi cu soacra ta, cu mama și locuiești cu ea. Cum pentru că ea e persoana care este echilibru meu în business. E persoana care, eu sunt un tip coleric, un tip care se enervează imediat, îi sare imediat țandăra. Și ea de fiecare dată, datorită experienței pe care o are în antreprenoriat, pentru că, cum am spus și mai devreme, nu a lucrat și măcar o zi pentru altcineva ca și angajat. Am încercat mereu să îmi spună ce ar face ea în situația dată și cred că lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult să devin mult mai matur în business-ul meu. Pe lângă asta e o persoană foarte bună, e indiferent cine îi greșește, cum îi greșește, ea nu se supără niciodată. Eu n-am mai văzut niciodată până acum un om care să nu se supere indiferent motiv. Nu, așa se supără niciodată. E o tipă foarte calmă și așa este, eu... Încă de când eram micuță. Într-adevăr, nu am fost genul ăla de copil care să creez probleme, dar nu m-am certat niciodată cu mami. Cu atât mai mult când nici n-aș îngăzni. Și persoana care niciodată nu cere explicații. Adică și când ne-a ajutat cu bani și am început business-urile cu care am intrat în faliment. Asta pentru că a avut încredere în mine, în noi, întotdeauna. Dacă noi spunem un lucru, ea zice, ok, dacă voi credeți lucrul ăsta, eu am încredere în voi. În continuare, avem niște proprietăți la satul mare pe care intenționăm să le valorificăm într-un anumit mod și nu e ca și când ne-a cerut explicații. A zis, ok, dacă voi considerați că așa puteți să treceți la următorul nivel, eu vă susțin. Deci pe cale, această cale, că o să se uite și ea, vrem să-i mulțumim mamei, pentru că tot timpul e alături de noi și mai ales acum. Și eu am primit foarte multe întrebări din partea oamenilor, băi, cum poți să lucrezi cu soacra ta? Cum poți să locuiești cu ea în aceeași casă? Păi sunt mult mai fericit împreună cu ea, datorită faptului că cred că ia foarte multe din responsabilitățile mele, adică când locuiam la casă, nu știu, i-am ajutat și tundea gazonul, m-a ajutat cu lucrurile astea gospodărești pe care teoretic le face un bărbat, ajutându-mă cu aceste lucruri, ajutându-mă cu aceste lucruri, m-a lăsat pe mine să mă focusez pe business-ul meu, pe imobiliare. Acum are grijă de asta mică,
Ăsta e motivul pentru care și soția mea în continuare, chiar dacă avem o fetiță de un an și o lună, cred că de la 3 luni de zile Nicoleta a venit în, la birou. Mai repede, mult mai repede. Mai repede, 3 luni? 2? Da. Deci, cam așa. Am fost happy family. Sunt foarte norocoasă cu suntem norocoși că avem pe mami și că e alături de noi, indiferent de situație. Așa că mulțumim mami încă o dată. Și să te mai întreb eu pe tine în așa fel încât scopul meu care este de fapt prin întrebările pe care ți le adresez este vreau să stimulez și pe ceilalți care sunt în cuplu, da, și care unul face o anumită activitate și celălalt face o altă activitate, totuși el sau ea nu e mulțumit de felul în care percepe partenerului business-ul în sine, îl sprijină, dar așa de la distanță, dar i-ar plăcea să lucreze alături de soția, iubita, logodnica, indiferent de statut. Ăsta e motivul pentru care încerc să... un proces de vânzare. Da? Eu ca vânzător... Ascultați-l pe Alex. Da, eu ca vânzător a trebuit să îmi conving soția să intre cu mine în business. Pe lângă bine, soție. Să nu exagerăm, a trebuit gândiți-vă că eu ca vânzător a trebuit să-l conving pe fratele meu care a intrat în urmă cu câteva luni. Gândiți-vă că am business-ul de 9 ani de zile și el a intrat în urmă cu câteva luni de zile. Dar eu am perseverat și de fiecare dată am încercat să-mi aduc toți oamenii crezând... Și mai apropiați de noi... Exact, adică e foarte important să nu cedați. Să nu cedați niciodată și să perseverați în orice ce faceți. Mai ales intrând într-un business în care te poate ajuta partenerul de lângă tine. Dar dacă nu îi se potrivește sau cel puțin partenera crede că nu îi se potrivește activitatea respectivă, ce ar trebui să facă bărbatul, soțul, în așa fel încât să o convingă? Că nu e atât de greu sau... Că și eu de cele mai multe ori am zis... Nu cred că pot eu să vând. Să vină cu rezultate, trebuie să vii cu rezultate. Adică nu poți să convingi soția să intre într-un parteneriat cu tine dacă tu nu vii cu rezultate. Vii cu rezultate, vii cu lucruri palpabile, vii cu bani acasă, că despre asta e vorba. Vezi că business-ul funcționează și spui, uite puiule, vezi, puteam să facem dublu banilor pe care eu i-am adus în casă dacă mă ajutai și tu. Și atunci, cu siguranță, persoana și de lângă un tine aspect important, te va ajuta. În situația în care e vorba de un business cu activități diametral opuse, e foarte bine ca fiecare dintre voi cumva să vă gestionați activitățile să fie diferite. Adică fiecare dintre voi să știți clar ce aveți de făcut, în așa fel încât să nu intrați în contradictoriu. Să discutați cât mai des. Noi mai avem o regulă, încercăm de când e Anastasia să nu mai discutăm atât de mult acasă. Până de curând asta, despre business. Încercam cumva să ne canalizăm mai mult la birou, dar apoi ne-am dat seama că la birou eram angrenați în activitățile pe care le facem zilnic, încât efectiv noi nu mai puteam să facem un meeting în așa fel încât să vorbim despre lucrurile care să ne ajute pe noi în expansiune. De aceea, ăsta e avantajul, cred, suprem până la urmă de a lucra, de a avea un business în familie. Pentru că oricând, la orice oră, poți să discuți despre exact, exact. Ori dacă unul dintre noi lucrează într-un business diferit de al celuilalt, tindem să-l plictisim, că nu ne înțelege, da, ok, dar nu-mi pasă, mi se pare oricum o prostie. Credeți-mă, de-a lungul timpului am auzit cupluri în care soțul avea o activitate oarecare, pentru mine nu există, sincer, iar soția lucra în domeniul imobiliar, făcea, dacă era să mă raportez la bani fine, însă soțului ei, chiar dacă el câștiga mai puțin decât ea, îi se părea o tâmpenie. Ce e asta să stau eu să mă duc cu ăla, cu celălalt, n-au răbdare, dar poate nu se decide. Știi, adică e o încărcat de energie negativă, motiv pentru care ea a încetat să-i mai povestească soțului despre lucrurile care se întâmplau în business și în timp a renunțat. E foarte important ca cel de lângă noi să ne sprijine, să ne înțeleagă. Nu sunteți căsătorii sau chiar dacă sunteți căsătorii și nu se întâmplă treaba asta, atunci cred că ar trebui... Ca să nu zic să ne schimbăm partenerul. Cred că ba, trebuie să ne schimbăm partenerul. Trebuie să schimbăm partenerul până când găsim jumătatea noastră care să ne susține și să ne sprijine. Gândiți-vă că eu înainte să o cunosc pe Nicoleta, am avut relații serioase, de lungă durată, 7 luni, 1 an și 8 luni. Și pur și simplu eram pe aceeași lungime de undă. Alexandru fiind un tip extrem de familist. Și extrem de statornic. Și când nu ești pe aceeași lungime de undă, e foarte important să-ți găsești jumătatea cu care împreună să visați. Adică dacă tu ce visezi noaptea și îți dorești să pui în practică următoarea zi, să te susțină, să te sprijine. Nu să spună cum pe tu dacă o să ajungi să ai succes, o să mă părăsești. Nu, da, credeți-mă, păcate... oamenilor. Oameni buni, credeți-mă că succesul îl vei împărtăși cu persoana cu care ai crescut în business-ul respectiv.
Așa e, pentru femeile care încă au concepția aceasta este extrem de greșită. Ori bărbaților sau cei mai bărbații care au succesul cel mai mare, sunt foarte puțini care sunt singuri, care nu stă în cuplu. Uitați-vă puțin la oamenii de succes din jurul nostru. Sunt puțini care nu au soție alături de ei să-i sprijine foarte mult în activitatea pe care o fac. Mă rog, ce am vrut să zic este că fără noi, voi nu ați reușit să faceți atât de multe lucruri. Dar, nu știu, poate ai tu vreo întrebare pentru mine. Când ajungem în America cu acest business? Eu am zis 10 ani. Nicoleta mereu e puțin mai sceptică. De fiecare dată când dau pronosticuri, anul trecut am făcut un pronostic că vreau să încasez 500.000 de euro într-un an, eu personal ca agent, și a zis, hai, liniștește-te, mai taie. Liniștește-te, băiatul meu, că nu o să încasez atât. Am avut dreptate? Am avut dreptate, am făcut doar vreo 150, 200, 100, cât? 154 de, 154 de mii. Suficienți pentru cât ai lucrat. Ideea este că eu sunt, nu sunt sceptică, sunt realistă. Văd puțin outside the box, de fapt, mult mai bine decât tine. Alex e un tip cu foarte multă viziune, extrem de multă viziune. Eu încerc să pun cap la cap activitățile pe care le putem întreprinde, real vorbind, în așa fel încât să ajungem acolo unde Alex tinde. El își dorește foarte tare ca noi să, poate să ne mutăm la un moment dat în LA și să facem business-ul acela de acolo cu propriul business, bineînțeles, ca fetița noastră să studieze în afară, fie în Londra, fie în America, în Los Angeles mai precis, lui acolo îi place și mie, dar mai repede de 10 ani cred că este destul de complicat. Da, și până la urmă ne dorim aici pe plan național să avem foarte mulți parteneri, să punem monopol pe tot ceea ce înseamnă real estate, ținând cont de faptul că mie îmi place foarte mult să învăț cât mai mulți oameni, adică încerc să vând din know-how-ul meu, să dau din know-how-ul meu, în așa fel încât să învăț pe toți oamenii să înceapă cum am început eu și să facă mai mulți bani decât am făcut eu la început. Nu neapărat să înceapă cum a început Alex, că ați văzut, povestea noastră e destul de... Bine, dar să înceapă, mă referam la faptul că să începe în chilieri, pe pași mici, pentru că succesul eu cred că sunt pași amărunți repetați în fiecare zi. Așa e. Nu știu dacă suntem poate cel mai bun exemplu din univers, dar realmente la suntem vârstă... cel mai real, palpabil. Exact, puneți mâna pe noi, exact. Ne vedeți pe stradă, suntem cel mai real și palpabil. Suntem tineri până la urmă. Eu am împlinit de curând 31 de ani, Alex împlinește sâmbătă 33. Uhu! Și din păcate îl vom sărbători acasă. Există și un avantaj că nu plecăm pe nicăieri, că suntem cu Anastasia. Dar am pornit de foarte, foarte mici și am urcat așa, încet și frumos, dar sigur. Asta este și motivul pentru care vrem să împărtășim cu voi cât mai multe informații și experiențele noastre de-a lungul timpului. Am vrut să începem cu povestea noastră de viață vis-a-vis de modul în care ne-am întâlnit și cum am început acest business. O să-l aprofundăm în viitoarele nostru vloguri, concret un pic, mai ales pe partea asta de imobiliare. De asemenea, avem și alte planuri vis-a-vis de deschiderea încă unui birou, dar o să discutăm altă dată. Vom mai face, cred că următorul nostru vlog o să fie despre pe unde am umblat, ce zici, dacă da. Tot suntem în carantină și... Vorbim despre vacanțe, deci fiți aproape, fiți alături de noi în nou vlog. Eu sunt o persoană care face foarte mult research când mă duc undeva, așa că dacă vreți să mergeți undeva, bineînțeles în locurile în care am fost deja, mă puteți întreba, vă răspund cu drag. Mai vrei să spui ceva în încheiere legat de ideea de a lucra în business? Împreună cu cel... Păi, dat? Eu spun în felul următor. Noi avem nevoie de cât mai mulți oameni drăguți, faini, așa ca noi, să vină în echipa noastră și să vadă pe propria piele ce înseamnă să lucrezi într-un business de succes. Unde sunt implicați? Un cuplu, până la urmă. Exact. Și unde o să vedeți mai multe cupluri, pentru că recent a venit fratele meu, dar a venit și cumnata mea, dar a venit și fratele ei, dar a venit și prietena fratelui ei. Adică suntem un business de familie și ne dorim să vă inspirăm. Un în business așa fel datornic, încât... prin care încercăm să oferim nu doar o stabilitate din punct de vedere financiar, dar și emoțional. Pentru mine contează foarte mult ca oamenii noștri să vină cu drag la birou și implicit noi să venim cu drag la birou.
vreau să, de fapt, mulțumește tu, nu vreau să uităm să mulțumim celor care ne-a pus la dispoziție acest super penthouse. Pe care l-am și la vânzare, o să vă las un link în bio, dar nu uitați să ne dați un like dacă v-a plăcut, un share dacă v-a plăcut și mai mult și un subscribe pentru a urmări următorul vlog. Încercăm să facem aceste vloguri săptămânal, dacă nu putem dacă să ne ținem de cuvânt. Dacă ceva nu a fost făcut cum trebuie sau aveți alte sugestii, ținând cont de faptul că facem treaba asta pentru prima dată, Alex a mai vorbit, pentru mine e for the first time, și dați-mi mie follow pe Instagram, pentru că Alex are deja o grămadă de urmăritori, eu am mai puțin, Nicoleta Manea, de fapt Manea Nicoleta Claudia. Pe Instagram, follow Nicoletei, follow mie, Alexandru Manea, mulțumim, like Cristian, pe Facebook. Că ne-ai filmat. Mulțumesc, Cristi, că ne-ai filmat și sper să iasă un vlog și vă așteptăm pe canalul meu, Alexandru Manea Oficial. Vă mulțumim mult de tot! Mulțumim!